Cota Zero, un podcast de sport, pariuri și ceva ponturi. Vă salut, prieteni, bun găsit la o nouă ediție a podcastului nostru Cota Zero. Sunt Dan Bâr, alături de mine este Iulian Doroftei. Salut, Iulian! Salut, Dane, salut, băieți! Iată episodul cu numărul 5, prieteni, episodul la care am observat un lucru interesant. Se întâmplă ceva deosebit, pariorii au început să migreze către poker, Iulian. Hai, mă! Serios! Oamenii au început, în urma discuțiilor noastre de aici, să migreze către poker. Nu s-au lăsat de pariuri, dar au început să migreze către poker pentru că au înțeles ei că e ceva de învățat acolo. Yes! Doamne, ce mă bucur! E nemaipomenit și eu mă bucur din suflet pentru că numai de câștigat ai din chestia asta. Da, da, e o tendință multiplă sau... Acum nu am reușit să-mi dau seama, dar cel puțin dintre cei care, cu care am vorbit, sunt suficient de mulți care sunt tentați de poker și mă bucur foarte mult de chestia asta. Sper să reușim să le mai povestim lucruri care să îi facă să migreze în continuare, pentru că n-au decât de câștigat dacă vor merge și către poker și vor descoperi secretele acestui joc extraordinar. Hai să te întreb, există tilt la pariuri? Există, normal, da. Nervi. Există și nervi și momente de exaltare, există. Adică nervii vin atunci când ai echipa ta sau în sfârșit, rezultatul tău n-a ieșit și ce faci? Dai cu pumnul în pereți? Ce fac nervoși ăștia? De obicei mă totolesc biletul, culmea e că uneori rezultatele se mai întorc. Știi, de exemplu, dau ceilalți gol, tu așteptai să dea ai tăi gol, meciul e aproape de sfârșit, arunci biletul și... După pe final de meci, ai tăi întorc rezultatul, câștigă și tu te apuci să spormonești în gunoi, să găsești biletul la mototorit. Da, da, da. Care e pătat un pic de roșii și de ce mai e pe acolo. Și te rogi să ți-l primească la caseria a doua zi. Băi, uite, eu nu sunt gambler. Nu sunt, cu toate că am jucat mult poker și acolo faci gambling în fiecare minut, faci câte un gambling. Nu sunt gambler și... Probabil că de asta am ales și pokerul, pentru că în realitate, în momentul în care fac un pariu la poker, ăla nu-i chiar gambling, nu-i dat cu banul, pentru că eu încerc să negociez cu adversarul meu un preț mare pentru marfa mea, arătându-i o marfă mai frumoasă decât este. Țineți un pic vorba, pentru că vreau să întreb o chestie. În viața de zi cu zi ți se întâmplă să aplici aceleași reguli? Da, clar. Pokerul cred că m-a învățat cel mai bine să ignor variantele minus EV. Dacă am alternative, aleg alternativa care știu că pe termen lung, conform principiilor mele, mi-aduce cel mai mare profit. Deci zic, ai niște principii. Zic conform principiilor mele pentru că capacitatea de a alege varianta cea mai rentabilă se extrapolează de la zona banilor, da, la zona sentimentală chiar, sau la zona socială. Exact. La zona de carieră și așa mai departe. Da, asta am subliniat, ai niște principii, asta e important de spus, că în primul rând trebuie să avem principiile alea ca să avem succes în orice pariu pe care îl facem în viață. Și îmi spun, băi, cum îmi servesc cel mai bine principiile în momentul în care am alternativa asta. Nu știu, am două gagici. Și trebuie să aleg una din ele, că am trecut în viața asta prin chestia asta de nenumărate ori și întotdeauna e dificil. Și întotdeauna zici, bă, de le-aș putea avea pe amândouă într-una, să iau calitățile de la aia și calitățile de la aia și să le pun într-o singură femeie. Aș fi cel mai fericit om din lume, dar uite că din păcate nu le pot avea pe toate. Ori țâțe, ori cur, ori creier, ori siluetă. Niciodată nu se știe. Deci ne întâlnim foarte des cu alternative de genul ăsta și în momentul ăla intră în joc capacitatea mea de persoană care a jucat mult poker, jucător de poker, de a alege varianta cea mai bună, indiferent de ce îmi place mie acum pe moment sau nu-mi place. E ca și cum am învățat că dacă am doi ași care sunt cea mai bună carte din poker, nu înseamnă că ași ăștia sunt la fel de buni și pe flop, și pe turn, și pe river, când forma bordului se schimbă încât îmi pune ași în mare pericol. Îți dau un exemplu grosolan de tot. Am doi ași negri și jos până pe river, sau nu, jos până pe river am jos patru inimi roșii.
și eu am doi ași negri și ăla pariază peste mine. Da. Nu mă mai agăți de faptul că am doi ași, pentru că probabilitatea ca ala să aibă cel puțin o inimă roșie este foarte mare. Și atunci așii mei nu mai sunt buni. E, asta ni se întâmplă să ne agățăm de câte o valoare și dacă valoarea respectivă se modifică în timp, scade în timp, noi să rămânem cu prejudecata acelei valori. Chiar dacă în termen tehnici, în termeni economici, se numește sunken cost, costuri îngropate. Altfel spus, investesc într-o afacere sume mari de bani inițial. 10-100 de milioane, ce știu. Și la un moment dat se dovedește că afacerea asta n-are șanse să meargă. Și atunci eu ca investitor, în loc să-i pun punct, să opresc, mă gândesc la cele 100 de milioane investite până atunci, care sunt costurile îngropate. Și îmi spun, nu, n-am cum, alea trebuie recuperate. Dacă tot am mers până aici, mergem până la capăt. Și mai pierzi alți bani. Da, și mai pierzi alți bani. Este acest bias, această deformație, în această iraționalitate în noi oamenii. Uite, îți dau un exemplu de cât de stupidă e chestia asta. Să presupunem că sunt un curier și trebuie să livrez la etajul 10 un colet și nu merge liftul. Da. Și urc până la etajul 9. Da. Și la etajul 9 mă întâlnesc cu un vecin și îl întreb scara B, nu? Și el zice, nu, domnule, asta e scara A. Aoleu. E, și eu, în loc să cobor ca să-mi văd de drumul meu, zic, bă, dacă tot am urcat până la 9, hai până la 10 și mai ești ca tâmpit un etaj. Cam atât de stupid este fenomenul ăsta, sunken cost. Și asta funcționează și în poker și funcționează și în pariuri. Ce înseamnă? Simplu, în momentul în care dublezi miza, fiindcă ai pierdut și vrei să recuperezi, atunci ce spui? Eu pun de obicei 10 lei, dar dat fiind că am pierdut aia 10 lei, ca să-i recuperez, acum pun 20 de lei. Și pierd și pe aia și ai ajuns să pierzi. Probabil. Și chestia asta dusă la infinit se numește strategia Martingale. Strategia Martingale este, unii susțin că e o strategie extraordinară, fără risc, fără nimic, fantastică, să câștigi oriunde, nu știu, să zicem la ruletă sau la blackjack sau la pariuri sau oriunde, strategia Martingale e valabilă. Și funcționează în felul următor. Ea e perfectă, da, într-adevăr, e câștigătoare. Poți să bați cazinou, poți să bați casa cu Martingale, dar niște condiții care în realitate nu sunt realizabile. Martingale înseamnă că pun un leu pe roșu și iese negru. Am pierdut un leu. Pun 2 lei pe, nu contează, pe roșu iese iar negru. Pierd 2 lei. Pun 4 lei. Pun 8 lei. Pun cât poate să iasă negru. Da. Dă-o dracului de ruletă că până la urmă iese și roșu. Da. Și iese sigur roșu. Deci dacă tu mă întrebi pe mine, bă, în cazinoul Grand Casino de la Marriott a ieșit anul ăsta roșu la rulete. Bineînțeles, o să zic da și îmi pun capul că a ieșit roșu. Deci roșu o să trebuiască să iasă. Și în virtutea acestui, acestei premize corecte, dublez suma. Numai că de multe ori iese negru de mai multe ori decât bani tu. De mai multe ori decât poți tu dubla. Adică decât puterea lui 2 din bugetul tău, că e 2 la puterea 1, la puterea 2, la puterea 3, la puterea 5, până când, până unde poți să mergi? Dacă ai avea multe, multe miliarde, ți-ai permite. N-ar fi nicio problemă. Da. Ei nu-și dau seama ca povestea aia, cu ce să te răsplătesc bunul meu sfătuitor pentru că m-ai ajutat în acest război, zici un împărat, unui înțelept și înțeleptul îi zice... Mă, nu vreau mult, uite, vezi tabla asta de șah, punem o boabă de orez pe prima pătrățică, două boabe pe a doua, patru boabe pe a treia și tot dublează până la 64-a pătrățică. Da. Atât doar vrei, da, perfect, așa să fie. Și i-a fost dator împăratul cu recolta pe continentului respectiv pe nu știu câți ani. Adică dacă socotești câte boabe de orez se fac... La puterea 64-a deja dai faliment. Exact. Nici nu știu dacă am produs atâta orez pe planeta asta când am făcut un calcul.
La fel și cu tehnica Martingale. Pare că e simplu, dar dacă te gândești că la 8 aia, să vedem, pui 2 lei, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, dar de ce cer 512, pui tu 512? Ca să recuperezi leul ăla inițial. Deci tu pentru un leu pui toată povestea asta. Da, exact. Și apoi pui 1024, 2048, 4096, până unde mergem, câți bani? Și mi-a zis aseară un amic, spune, nu spun cine, persoană importantă în sfârșit, zice, bă, mi-amintesc într-o seară la ruletă, mi-am pierdut salariul pe un an. Zic, băi, fugi de aici. Da, zice, salariul pe un an, cum ai făcut? Păi m-am ambiționat, am făcut nu știu câte milioane, nu știu ce, și apoi am mai pus. La ultimul pariu aveam, nu știu, 30 ceva de milioane pe câteva numere acolo, am pierdut, nici nu mai aveam bani de metro, am sărit gardul la metro să ajung acasă. Extraordinar. Da, mă. Și îl întreb. Zic, băi, stai, explică-mi și mie, că pornisem de la ideea că eu nu-s gambler. Îl întreb, bă, băiatule, da, de ce faci asta? Pentru că eu nu simt nevoia. Când intru în casino, dacă pun 35 de milioane pe roșu, în momentul în care se învârte bila, eu gândesc prăpăstios că am pierdut. Uh-huh. Eu așa gândesc. Eu nu sunt în stare când pariez să sper. Da. Nu pot să sper. N-am capacitatea de a spera că o să iasă. Pur și simplu am pus 35 de milioane pe negru, să zicem, în momentul ăla eu mental banii aia nu-i mai am, nu mai sunt ai mei. Dacă vine negru, e ca o surpriză din cer. Bă, felicitări, te-ai dublat, ai 70 de milioane. Și îl întreb, care este secretul că tu totuși ești înnebunit să pariezi și să faci gambling? Și zice, băi, omule, dar așa avea ochii aprinși. Când vezi bila aia, cum sare bang, bang, și numărul tău e acolo și se apropie și mai se mai împiedică puțin, trece dintr-un în altul și a sărit în numărul tău și s-a oprit. Bă, omule, îți explodează inima, bă. Nimic nu-i mai bun și mai plăcut pe lumea asta. Nici sexul, nimic. Ăla-i momentul cel mai important. Și am stat, mă uitam la el hipnotizat, mă, Dan. Zic, Dumnezeule, că eu nu simțeam asta. Și îl întreb, stai, băi, puțin, stai să înțelegem. Mai bun decât sexul, adică decât cea mai mare plăcere cu care ne-a dotat natura, ca să ne putem înmulți specia. Zice, da, clar, fără discuție. Și am rămas siderat gândindu-mă la asta și m-am tot gândit și aseară și m-am gândit și azi încercând să reproduc mental starea lui, să o înțeleg. Chiar sunt curios la ce concluzie ai ajuns. Băi, am ajuns la concluzia că chestia este mult mai serioasă decât cred eu. Eu vorbesc despre gambling cumva din afara fenomenului, pentru că nu simt explozia aia, aș vrea să o simt și eu. Explozia aia. Și mă gândeam la... Mă întorc la tipul care e în tilt, la pariuri și are biletul în mână. Da. Și urmărește meciul. Cred că cel mai plăcut, mai senzațional, mai important moment din parcursul lui de gambler este în momentul în care vede golul pe care l-aștepta. E adevărat. Probabil că... Cum e când vezi golul ăla? Pentru asta pariază până la urmă, nu știu dacă neapărat pentru bani, cât pentru satisfacția imensă în momentul ăla de, eu știu, de nebunie, de trăire intensă. Dar ce mi-a atras mie atenția în ce ai povestit tu e faptul că tu spui că tu nu ai trăirile astea. Stai să fac încă o paranteză și gata și îți revenim la trăiri, că mi-am amintit de o condiție importantă pe care a pus-o amicul cu care am discutat pentru trăirea aia, explozia aia. Așa. Zici, bă... Nu merge la că ei scoți banii de buzunar și dai din ei 10%. Nu, trebuie să pui bani care să te rupă dacă îi pierzi, să te doară. Altfel nu există plăcerea aia. Deci de asta ajung. Ca un fel de morfină, ca un fel de, eu știu cum se cheamă, de asta când îți bagi în venă. Păi omule, dar... Noi suntem podcast de pariuri, parcă am fi angajați de avocația aia de la Gambler Anonymous. Uite, știi ce? Lumea, pariați, bă, băgați banul, bă! Știi ce vreau să spun? E o mică diferență între a paria și a pierde. Și a juca jocuri nebune și a juca jocuri inteligente. Și ce mi-a atras mie atenția și chiar vreau să discutăm, era unul din subiectele pe care vreau să ți le propun să le discutăm. Tu spui că tu nu ai trăirile alea ca jucător de poker. Tu personal, poate alți jucători de poker le au, dar tu nu le ai. Ce se întâmplă? Eu cred că forțarea norocului
Știi, exact ca la cum povesteai tu de ruletă, știi? Când ești într-o situație extremă, când te rogi la toți sfinții, la toate la toți Dumnezei, îți aduci aminte, faci promisiuni, o să fiu nu știu ce, de acum încolo, gata, fac, nu fac, și așa mai departe. Da, 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 că Dumnezeu știe unde în momentul ăla, exact în cazino, exact deasupra ruletei și exact la marea ta problemă se uită, nu-i deloc în Yemen, unde sunt bombardați copii. Exact. Exact la ruleta ta acolo și pregătiți să-ți îndeplinească o dorință cu promisiuni de genul n-am să mai mănânc mulți cârnați. E, ceva de genul ăsta. Și atunci eu mă gândesc în felul următor. Dacă câteodată se întâmplă să câștigi, de multe ori se întâmplă să pierzi, dar se întâmplă să și câștigi. Cred că atunci când ai câștigat în sfârșit, ai forțat norocul extraordinar de mult. Adică un om obișnuit, știi, când ești relaxat așa și îți faci o chestie de plăcere, parcă lucrurile se leagă într-un fel, știi? Când ești stresat și când toate lucrurile sunt contra ta, normal nu mai ai cele mai bune decizii, nu mai ai capacitatea să apreciezi la adevărata valoare lucrurile. Și atunci, într-adevăr, dacă norocul surâde, zic eu că ai forțat norocul. Părerea mea că un jucător, un gambler, nu ar trebui să forțeze norocul. Și ca să nu forțeze norocul, asta înseamnă ca întotdeauna să aibă un bankroll management nemaipomenit de bun. Adică să nu crească stake-ul. Să exact. Nu crească... Și să nu ajungă în situații disperate. Păi probabil că asta te face să ajungi când crești stake-ul sau când vii cu stake foarte mare. Cred că deja acolo e patologic. Adică nu mai e nimic logic, nu mai e nimic explicabil, nu mai e nimic cuantificabil, totul e o nebunie. Da, 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 uite, era un studiu extraordinar de interesant psihologic care se potrivea foarte bine la poker. Am și scris odată un post pe forum pe tema asta, în care respectiv încercau să explice diferența de valoare între un dolar câștigat și un dolar pierdut. Adică la gamblerii compulsivi și la jucătorii slabi, da, la jucătorii slabi, un dolar câștigat valorează mai mult decât un dolar pierdut. Uh-huh. În sensul că mi-oferă plăcere. Da. Că l-am câștigat. Și plăcere în diferite feluri. Ori plăcerea că am câștigat, ori ușurarea că am mai redus din pagube, dar îmi oferă plăcere. Și atunci eu, în momentul în care sunt într-un pot, sunt într-o mână la poker sau sunt în orice altă situație de gambling, căs la ruletă, căs la blackjack sau chiar la pariuri sportive, care, după părerea mea, e mai puțin gambling, în momentul în care te afli în situația să hotărăști, dolarul pe care îl poți câștiga, te tentează mult mai mult decât te sperie dolarul pe care îl poți pierde. Și atunci spui, nu contează dacă în încercările mele de a câștiga dolarul ăla, da, pierd 2-3 pe drum. Adică joc prost o mână, știu că sunt șanse mult mai mari să pierd, da, și nu rentează dolarul investit de mine, dar îmi spun, nu contează că vreau dolar, vreau repede să câștig dolarul ăsta pe care să mă bucure, sau 100 de dolari, sau 1000 de dolari. Și atunci merg în situații dezavantajoase la recuperare, la recuperare. Și asta e rețeta ratării în toate pariurile pe care le poate face un om în orice. Să nu am putea numi gamblerul ăsta. Iubească mai mult bani încasați decât să urască faptul că a pierdut. Păi, oameni care nu și-au muncit bani, mă. Probabil. Nu cred asta, nu cred neapărat. Eu cunosc oameni care aveau salarii modeste și munceau pentru ele și se duceau după aia și le pierdeau la casino. Chiar am auzit povești, mi-au povestit ei. Dar cred că e un gambler care e compulsiv și care până la urmă nici nu mai e gambler. E doar un caz patologic, aș spune. Da, și urmărește plăcerea aia de care povestea. Exact, pentru că nu urmărește câștigul, nu urmărește un plan bine conturat de la bun început pe care îl urmează. El urmărește altceva, el urmărește plăcerea. Nu știu dacă ăsta mai e gambler. M-am speriat când mi-am dat seama cât de grav e de fapt chestia, pentru că eu nu gândeam așa și credeam că toți sunt ca mine. Și mi-am dat seama de fapt, băi, cât de grav e flagelul ăsta. Și îmi pare bine că spun asta la un podcast în care ascultă pariori și nu ingineri sau doctori, nu. Exact aici unde e nevoie. Păi și dacă ar fi ascultat ingineri sau doctori, care era diferența? Păi nu se ducea exact la țintă medicamentul pe care încerc să-l ofer.
Am înțeles. Deci crezi că oamenii vor înțelege după ce ne-am sper, povestit? Sper, sper, sper. Da, câteodată e nevoie să le spui de mai multe ori, pentru că fiecare om are momentul lui când înțelege o chestie. Poate să spună o dată azi, o dată mâine, o dată poimine, abia peste 3 săptămâni înțelegi. Uite, un profesionist bun de pariuri sportive se spune că ar avea un ROI de 115-120% pe lună. Ce era? Un return on investment. Aha. Adică ar putea să facă cu 100 de lei investiți să câștige 115-120 de lei. Pe termen lung, vreau să zic. Cam cum e? Să știi că e relativ, relativ greu de cuantificat în România, unde nu avem foarte multe date statistice. Cert e că în România sunt undeva la 95% din oameni care pierd. Din cei 5% rămași, un proces semnificativ e cel format din cei care au dat lovitura, pur și simplu, pe un mare noroc la pariu. Ok, nu-i socotim, da. Da. Și mai rămâne un procent de, eu știu, probabil 1-2% care joacă profesionist și care au un anumit, o anumită marjă de câștig. Exact, dar, la ei mă gândeam. Nu știu ce să zic, eu nu cred că poți spera la mai mult de 40%, 50% cel mult. Dar asta e cel mult, adică varianta super fericită. Ce diferențiază pe ei de pariori neprofesioniști, de cei care pierd? Diferențiază în primul rând stăpânirea de sine și calculul mental pe care îl fac înainte de a se apuca de toată povestea asta. Pentru că dacă nu ai un, ca în viață de fapt, dacă nu ai un plan bine pus la punct în care ai văzut dinainte cu ochii minții etapele pe care le parcurgi și lucrurile pe care le vei întâlni pe parcurs, problemele de care te vei lovi și așa mai departe, dacă nu știi lucrurile astea de la bun început, atunci ești 90%, 95%, după cum spuneam, victimă sigură. Da, uite, poate părea dezolant procentajul ăsta de 1%. Dar nu e dezolant. Dar nu este, spun... pentru că în orice meserie, cam 1% sunt bun cu adevărat. Da, corect, e foarte corect asta, dar să mai spun o chestie, mai e o chichiță aici. Ok, noi zicem 90% din, sau 95% din pariori sunt pe minus. Dar marele avantaj al lor și faptul care îi face să continue mai departe e următorul. Ei pierd azi, pierd mâine, pierd săptămâna viitoare, pierd săptămâna elaltă și așa mai departe vreo lună de zile sau două luni sau mai puțin. După care vine câștigul. Da? A venit 5 milioane, 7 milioane, 100 de milioane și atunci când vine, ei nu mai consideră că ăștia sunt banii pe care, un procent din banii pe care au pierdut. Ei consideră că sunt bani câștigați. Da, da, știi? Da. Și zic, băi, îmi fac o treabă acum cu banii ăștia, mă duc și mi-au adidas și îmi plătesc ratele, îmi plătesc banca, îmi plătesc mai știu eu ce. E un fel, adică, nefiind capabil să pună bani deoparte, nici eu nu sunt capabil, acum să nu mă înțeleagă cineva greșit, dar vorbesc la modul general, mă inclui și pe mine. Nefiind capabil să punem bani deoparte, atunci când vine câștigul ăsta, el e ca și cum am fi pus bani deoparte. Știi, și îl folosim suma respectivă să ne rezolvăm lucrurile. Da, zici, bă, am câștigat, îs pe plus. Și îți mai câștigi dă ceva. Câștigi din pariuri, da, câștig, cum să nu câștigi? Îți mai dă ceva în plus, îți dă mândria aia de moment atunci, știi? Exact cum spuneam mai devreme, știi? E orgasmul ăla pe care l-ai când știi că ai câștigat. Da, un sfat foarte important pentru toți pariorii care circulă peste tot, nu că îl spun eu și îl dau eu, este să retragi bani. Să retragi bani. Exact. Adică ai făcut, ai luat 10.000, ai luat 1.000, cât ai luat, stai și scarpă-ne-te în cap, de câți bani ai nevoie să-ți mai pariezi tu chestiile tale pe următoarea săptămână, două, și restul afară, frate, afară, afară. Că dacă îți băgați acolo, nu se știe ce ai să faci cu ei la impuls, așa. Exact. După aia depui înapoi, care-i problema? Mi-aduc aminte pariori care îmi povesteau, da, ne uite, am câștigat cu tare și zic, păi, ce faci, ai scos? Zic, nu, zice, nu, cum să-i scot? Îi țin acum, că vreau să mai pariez, că diseară am nu știu meci. Și zic, băi, uite, te rog eu frumos, scoate și lasă și tu acolo cât o sumă, cât joci tu de obicei. Nu, Dane, lasă că vreau să mai joc acum, că sunt pe val, că nu știu ce, știi? Și ăsta e sfârșitul. Care e numărul de rulaje pe care trebuie să-l facă un parior care a depus și vrea să beneficieze de bonus? De 4 ori, de 6 ori? Depinde de casă, fiecare casă de pariuri. Cu rulajele astea, ce să zic, e o chestie care te poate induce în eroare, știi? Tu pui acolo, eu prefer să nu iau bonus, să zic sincer, pentru că
dacă iau bonus, am impresia că am mai mulți bani decât am de adevărat. Știi? Iar obligativitatea asta să mă oblige cineva să fac ceva, pe mine mai mult mă scoate din ale mele, știi? Uite, mă uit acum la NetBet, are 1500 de RON la prima depunere bonus. E nemaipomenit, 1500 de... Și de câte ori trebuie întorși banii, învârtit bani? Nu știu exact la NetBet. Stai un pic să vedem că spun imediat. Trebuie să găsesc pe aici undeva. Nu, bă, de rost, nu știu, spun sincer, bonus. Să zicem de 4 ori, ce știu eu. Da, nu, de 4 ori, de 6 ori, e destul de mult. Da, e greu de învârtit de 4 ori o sumă. O, cum nu? Da? Cum? E greu, e greu. Aha, dar îți pun limită sau poți să-i pui toți odată pe un... Măi, acum, eu nu cred că spun limită, nu e o sumă chiar așa de mare, dar, sincer, nu știu, habar n-am. N-am pariat niciodată 1500 de roni, peste puterile mele. Eu dacă pariez, poate pariez un 50 de roni, 100 de roni, dar 1500 de roni sub nicio formă n-aș paria. Băi, acum între noi fie vorba, să nu ne audă nimeni, zic numai ție așa. Uh-huh. Există o tehnică de pariere sigură, fără risc. Se numește bonus hunting, vânătoare de bonusuri. Și tehnica este extraordinar de șmecheră, trebuie să fii atent și grijuliu când o faci. Este să pariezi împotriva ta de la o altă casă. Uh-huh. Și conform cu un calcul pe care îl faci cu un soft de pe internet, zice exact cât să bagi acolo în funcție de cotă, cât să bagi acolo, cât să bagi acolo, încât dacă câștigi în partea asta, ai rulat odată banii și pierzi în partea aia, dacă câștigi în partea aia, de aici ai pierdut numai jumate, că jumate era din bonus. Ceva de genul ăsta. Mm-hmm. Și se reglează suma pariată încât să ieși sigur orice s-ar întâmpla puțin pe plus acolo. Numai că este nevoie de o grămadă de case de pariuri și nu poți face asta decât odată. Cine face asta în mod sistematic are prieteni pe care după aia îmi dau mie mail, știi, și îmi spune, da, banii mi-au blocat ăștia contul, dar nu înțeleg de ce. Da, 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 da. Deci știi de câte ori am încercat, eu întotdeauna am ajutat oamenii și chiar îi invit pe oameni, dacă au probleme cu casele de pariuri, să-mi scrie, să-mi trimit un mail sau să-mi scrie pe Facebook, că am prieteni dintre pariuri aproape pe toți. Să-mi scrie pe Facebook, să-mi spun acolo, da, ne uite, am problema asta cu casa de pariuri, cum mă sfătuiesc să procedez, ce trebuie să fac? Și eu încerc să-i ajut, i-am ajutat dintotdeauna. I-am ajutat când chestia asta, cu ani în urmă, mulți ani în urmă, când nu făcea nimeni așa ceva, când dacă aveai un litigiu cu o casă de pariuri, efectiv nu aveai ce să faci, pentru că te adresai suportului acolo și dacă ea îți dădeau dreptate, bine, dacă nu, la revedere. Știi? Da, 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 am auzit că există case de pariuri care îți blochează totul fără motiv, doar pentru că ai câștigat. Sincer, eu nu prea cred chestiile astea. Eu așa mai auzit, mai făcea un scandal pe net. Știi cum mai sunt ăia care fac scandal, nu zic întotdeauna tot adevărul. De exemplu, omul se uită la meci, are pariat acolo 2000 de roni, că marchează cu tare, știi? Și se uită la meci. Și în momentul în care mingea a intrat în poartă, el apasă pe buton și a luat pariul, știi? Oh, wow! Da, înțeles? Sau e pe stadion și pariază de pe telefon. Și are totul pregătit acolo, în momentul în care mingea a intrat în poartă, el a apăsat pe pariu. Mamă! Înțelegi? Și la un moment dat, oamenii ăștia sunt prinși. Pentru că nici casele de pariu nu sunt chiar așa venite de pe lună. Ce chestie, dar cum să nu-și pune ele, măi, o zonă albă în care nu-i voie? E, uite că se mai întâmplă, mai sunt suficiente, crede-mă, sunt nenumărate. Eu niciodată n-am încercat să speculez prostii de-astea. Eu totdeauna am încercat să joc la pariuri exact pe ideile mele și pe lucrurile care îmi fac plăcere. Pentru că dacă nu mai e plăcerea, dacă devine doar o încrâncenare, dacă, eu știu, cauți altfel de plăcere în chestiile astea, parcă lucrurile nu mai sunt cum trebuie, un pic contra naturii. Da. Nu știu, mie nu mi se pare o satisfacție să câștig în felul ăsta, știi? Absolut. Cum păcălind casa de pariuri. Da. Ei, se găsești gap-uri în sistemul lor, sincer, eu nu mă simt foarte vinovat. Păi da. Dar nu să încerci să înșeli ca la faza cu golul. Nu. Dacă ei propun cum a fost la Black Friday, la Emax, sau unde a fost cu televizorul care costa un leu, păi na, prost să fii, să nu ții 100 de televizoare, știi?
A fost o eroare dintre asta? A fost o eroare, nu acum, anul, banii trecuți. Și oamenii și-au luat, i-au rupt aia în două cu comenzile la televizoare și astea care costau 10 milioane, 20 de milioane, 50 de milioane, cât dracu costau ele. Și oamenii au profitat, normal, da. Dacă și le-au dat, le-au dat televizoarele. Le-au dat, au onorat comanda spre cinstea lor. Bravo, frate. Ce bravo lor. Ce mișto e să prinzi un pont dintre ăsta. Băi, am prins pe vremea lui Ceaușescu un pontuleț dintre ăsta. Mă trimite maică-mea și îmi zice, na, du-te și cumpără 100 de grame de cafea. Mă duc eu să iau 100 de grame de cafea, cafea. Voi copiii din ziua de azi n-aveți habar. Era un praf cărămiziu care n-avea nicio legătură cu cafeaua. Avea vreo 5% sau 10% cafea, în rest era un praf infect. Infect, da. Fără gust, fără nimic. Te mai amăgeai că bei o cafea pentru că avea în ceașcă ceva maro și mai avea cât de cât puțină cofeină, în rest nimic. Și cafeaua naturală era, nici nu mirosea nimic tâmpenia asta, mirosea nimic, a cărămidă, a praf de cărămidă mirosea. Adică nu e plăcerea aia când deschizi o pungă și ținundă bucătăria cu miros de boabe prăjite. Da, da. Nu exista așa ceva. Cafeaua naturală nu o găseai. Așa îi se zicea, cafea naturală. Ei, nu găseai, frate, decât cu pile și îți dădea câte 100 de grame. Era ceva din nedescris. Și mă duc, iau 100 de grame de cafea într-un punguț dintre aia de alimentară albă mică și miroase mie ceva. Miros în punguță, mirosea cafea. Mă duc repede la maică-mea și zic, ia uite, asta nu-i cafea? Aha. Pune maică-mea gust, pune limba, zice, auleu, e cafea, du-te repede. O scos toți banii și o mai luași de la vecină cu împrumut, de-am cumpărat vreo 10 kg. O vreme aia era monedă de schimb cafeaua, dacă te duceai la doctor, dacă aveai nevoie de ceva la... Da, 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 bă, frate, când vedeam spuma aia roșiatică din ibric... Semn că e cafea, cafea, pentru că spuma de la nechezol era așa un fel de mocir maro. Da. Dar vedeai spuma asta roșiatică, vai, și mirosea în toată casa. Era o plăcere uriașă știind că nu se găsește și noi avem kilograme multe. Da, da. Da. E, am profitat și eu de pe urma unui glitch în matricea comunistă. Da. Uite, mă uitam, Iulian, am găsit o chestie interesantă pe site-ul Unibet, partener al nostru, partener pariuri1x2.ro și unul dintre site-urile cele mai importante până la urmă și de poker și de pariuri. Iau acolo niște știri la capitolul News la poker, diferite articolașe, știi? Nu sunt cine știe ce, dar sunt bune pentru un începător. Eu tot începător fiind, să nu se înțeleagă altceva, dar măcar îmi dau seama. Spun așa, printre la articolul ăsta, trăsături psihologice ale celor mai buni jucători de poker online. Și la un subcapitol așa, spune următorul lucru, jucătorii cu forța mentală se remarcă prin următoarele aspecte. Automotivație, un optimism pragmatic, control emoțional, păstrarea calmului sub presiune, determinare, concentrare, încredere și fără scuze. Sunt jucători responsabili care își asumă în totalitate jocul lor, inclusiv greșelile comise. Mă gândeam la asta și mă uitam la asta și mă gândeam câte dintre ele se aplică și la pariuri. Bineînțeles, evident se aplică toate, dar că, până la urmă tot gambling, dar care dintre ele se aplică mai temeinic decât altele? Și mă gândeam așa, control emoțional, spre exemplu. Se întâmplă pe la pariuri așa să în timp ce ceilalți joacă, tu ai pus cărțile jos, te-ai aruncat, să începi să țopăi până spatele lor, să faci diferite ghidușii, să le distragi atenția, să le pui coarne. Să... Controlul emoțional în poker înseamnă să nu-ți lași emoțiile să-ți dicteze deciziile. Mm-hmm. Adică emoție înseamnă că îți disperat să intru în bani, să fac și eu ceva bani la turneul ăsta. Apropo, ce ai făcut la Unibet acum, la turneu? Bă, am ieșit pe zero, așa, s-a jucat, am jucat vreo 3-4 turnee, n-am jucat main event-ul și am câștigat la Cupa Presiei niște bănuți, am mai pierdut acolo, am ieșit pe Bubble la Poker Beats Cancer, a fost un turneu caritabil cu banii mergând la copiii bolnavi de cancer, extraordinar, îi aplaud și acolo am ieșit pe Bubble, mă, cel mai frustrant. Ce înseamnă asta? Adică, după mine s-a intrat în bani. Ah, ok. După eliminarea mea... Următorii 20-21 intrau în bani. Aha. Adică dacă mă ridicam să
mă duc la baie, mă întorceam, eram în bani. Dar eu, na, m-am mâncat. De fapt, nu, am făcut o mișcare corectă. Am făcut all-in cu Popu 8 din cut-off, 6 blinduri, 7 blinduri, toți aveam blinduri foarte puține și mi-a dat unul colcoaș. Deci nu regret ce am făcut. Da, da. Dar e frustrant, așa, ești pe, doamne, toată lumea se bucură când ieși că au intrat în bani. Adică eliminarea ta e bucuria tuturor din jurul tău. Scuză-mă că râd, dar e da? Foarte amuzant. Nu mai râde, mă, cum să râzi. Da, cam asta și... Cum spuneam, ești pe bubble și nu vrei să fii eliminat. Ai popă 8, cum am avut eu. Uh-huh. Dacă lași emoțiile să funcționeze și nu ai control emoțional, foldezi popă 8, că ți-e frică și mai e puțin și intri în bani. Și dacă intri în bani, câștigi niște bani. Și dacă ai câștigat niște bani, ești răsufli ușurat și așa mai departe, că ai primit măcar minimul ăla. Ei, da, mișcarea nu e corectă din punct de vedere matematic. Pentru că e o mână foarte bună, mâna aia de furat, da, buton, da. Nu știu, să zicem, din buton ca să fie mai puține dubii, sunt în buton, am blindurile, două blinduri în stânga, am popă 8. Bun, hai să zicem că am popă 10, frate, ca să duc la extrem chestia, am o mână cu care n-am voie să nu fac o lină acolo cu 6 blinduri. Și eu foldez pentru că îmi spun, lasă-mă, mai merge o tură masa până ajung blindurile la mine, să intră în bani. Sper să intru în bani. Dar tu pierzi foarte multă valoare, pentru că la cele 6 blinduri ale tale mai adaugi 3 blinduri din anteuri și din cei acolo și câștigi 50%, îți mărești stack-ul cu 50% fără niciun showdown, fără nimic. Și asta contează foarte mult în încercarea ta de a accede la masa finală sau la locul 1. Și îți sacrifici capacitatea de a câștiga turneul pentru suta aia de euro sau ce știu eu câți bani sunt după bubble. Și atunci înseamnă că ți-ai lăsat sentimentele să decidă în locul rațiunii. Invers, când îți lași sentimentele să decidă în locul rațiunii, invers e atunci când ți se pare că toate ți se cuvin, că n-ai cum să pierzi, să-i zicem tiltul pozitiv și încerci să faci tot felul de scamatorii și pata da, scamatorii. Există oameni care au tiltul ăsta pozitiv permanent, uite, mă uit aici, spre exemplu, automotivație. Pur și simplu stă în natura lor să se împingă pe ei către succes, fără a forța să facă asta. E un lucru natural. Da, știi de ce? E, să zicem, jucătorii de poker sau toți cei care o iau pe un drum în viață. E un drum pe care nu te împinge nimeni din spate. Nu există profesori care să te forțeze. Dacă eu mă apuc să învăț poker ca să devin un jucător câștigător sau să studiez fotbalul ca să pot să fiu un bun parior. Da. Nimeni nu se vină pe data de 10 decembrie așa. Să mă scuture și să-mi arate ceasul și să-mi zic, Coițe, hai că e ora 9, hai că ai treabă, ai de studiat echipe. De la 9 la 12 ai de studiat echipe, vrei să ajungi bun sau ai de învățat poker, ai de văzut filme de poker, nu știu, ai de făcut matematică, ai de ce vrei tu să faci acolo, care e proiectul tău personal? Să zicem că te hotărăști să fii scriitor, nu vine nimeni să spună de la 9 la 12 program obligatoriu, ești scriitor, scrie. Nu. Da. Și de asta trebuie să ai automotivație, că altfel devii un ratat. În momentul în care scapi de profesori, cei care nu-și mai auto-impun obligații, în momentul în care scapă de obligațiile exterioare, de profesori, de șef, de nu știu ce, ăia sunt cei mai ratați oameni. Ăia n-or să ajungă niciodată nicăieri. Era o vorbă interesantă, zice, dacă nu știi să lupți pentru idealul tău, o să se găsească cineva să te angajeze să lupți pentru idealul lui. Corect. Adică asta e automotivația. E trist, dar adevărat. Să-ți pui un obiectiv, să-ți pui un ideal și să te consideri angajat al tău propriu în ziua respectivă. Tu să-ți fii și elev și profesor, să-ți fii și paznic și executant. Adică ce faci, omul? Hai, în picioare, la treabă. Corect. Face practic din disciplina asta pe da, care... Da. Dar dacă nu ai în tine, e clar că poate nu ești făcut pentru asta. Da, sunt oameni, bă, care nu s-au automotivat, trebuie să-i împingi de la spate. Numai dacă îi împingi de la spate. Ăia n-ajung să facă nimic în viața asta. Bă, nimic, mă, nimic. Nimic remarcabil, da. Nici pentru ei, nici pentru alții. Eu, ca angajator, n-aș lua unul dintre ăsta. Că vreau om care să aibă inițiativă, care să vină să-mi spună, șeful, fii atent, am venit ăla, mi-a cerut pachetul de eu, m-am prins că pachetul nu știu ce și după aia l-am dus în partea cealaltă și am luat pachetul de acolo, l-am adus aici. Am rezolvat o problemă, am
sesizat-o și am rezolvat-o. Sunt dintre ăștia, dar în schimb sunt și de cealaltă teapă. Oameni de calitate foarte scăzută, chiar dacă profesionist sunt buni, care, na, nu, trebuie să le spui tu. Deci eu doar au venit un pachet, dar nu doar pare. Doar pe ei și te așteaptă să fie ghidați. Da. Bun, apropo, spune mai devreme că te uiți la filme să descoperi diferite chestii. Evident vorbești despre filme profesionale, exact, instrucționale de poker. Dar vreau să te întreb, la filme artistice din astea care presupun că mă gândesc că oamenii care n-au jucat niciodată întâi ar prefera oarecum să se acomodeze mai lejer așa cu fenomenul, știi? Dintre filmele astea, că știu că sunt o serie de filme, ți-a plăcut vreunul? Ai văzut vreunul care ți-a plăcut? Filme de poker? Da, filmele astea artistice, care presupun... Băi, da, e cel filmul de top este Rounders. Rounders, da. Rounders, da, ăla e cel mai bun și, din păcate, nu există locul 2, în sensul că restul sunt cam proaste. Restul sunt cam proaste. A fost și un serial la un moment dat... Dar sincer să fiu, e slab tare în domeniul ăsta. E anunțat acum în curând un film, un serial, scuză-mă, cu mare tamtam, nu știu dacă pe Netflix sau nu știu unde, în care un pizza boy duce pizza la o vilă și acolo deschide o gagică tânără fisticie și îi lasă un bacșiș uriaș. Și ăsta e mirat, îl primesc acolo, piscină, ceva treia pe picior mare, extraordinar. Și află puștanul ăsta că ei sunt jucători profesioniști de poker și ea îi finanțează și joacă și ea și joacă la mize mari, high stakes parcă sau ceva de genul ăsta se numește. Ăsta e serialul care urmează să apară. Și tipul spune, da, băi, visul meu, păi e lui pizza, băi, și simpatic așa, îl simpatizează tipa aia. Da, da. Și probabil că nu știu, nu i-a părut încă, va fi povestea acum, a fost jucător de poker. Fac jucători de poker la mize mari profesioniști, cu toate aventurile, cu toate eșecurile, cu toate bucuriile alea și așa mai departe. Dar uite, vreau să te întreb, că asta nu e neapărat aplicabil în poker. Să fii jucător de poker profesionist înseamnă să joci pe mize mari? Mai, în primul rând... Dacă ești profesionist și ești bun, nu trebuie numai decât mize mari. Poți să fii profesionist și la 25 nou limit. Asta înseamnă blinduri 10 cu 25 de cenți. Numai că dacă vrei să rămâi profesionist, nu numai să fii profesionist, dacă vrei să și rămâi profesionist, trebuie să continui să studiezi tendințele. Și în momentul în care faci asta, automat vei deveni mai bun decât miza aia și vei urca o miză. Că automat devii mai bun, doar n-ai să câștigi cu 7, 8, 9, 10 blinduri la sută la miza ta, ce e foarte mult, 10 blinduri la sută, și să rămâi acolo ca prostul. Nu, frate, vreau bani mai mulți, urc la miza următoare. Deci, într-un fel, tu spui că răspunsul e cam da. Există profesioniști la mize mici, dar sunt doar în trecere pe acolo, cum s-ar zice. Cam ăsta ar fi. Se încălzește, se joacă, se amuză. Cam ăsta ar fi răspunsul. Până când învață suficient încât să urce mai sus, dar, bineînțeles, dat fiind că stăm prost cu banii noi românii, suntem modești financiar, dar incredibil de modești, în sensul că nu ai să ademenești niciodată un britanic cu 1000 de lire pe lună. Pe când aici în România, salariul mediu pe economie e vreo 15 milioane, cum s-ar zice, 1500-1600 de lei pe lună, salariul mediu. Și atunci, într-o țară în care salariul mediu e vreo 1600 de lei pe lună, adică 400 de dolari, pokerul la mize mici poate fi o soluție alternativă. Sau orice ți aduce 4-500 de dolari. Și nu e greu de câștigat de pe internet, din jocuri, 4-500 de dolari. Nu e greu, să fim serioși. Da. Numai că iarăși spun, muncă, muncă și iar muncă. Să știi că asta cred că una din diferențele între pariori și jucătorii de poker. Pariorii nu sunt neapărat jucători, pariorii profesioniști, să spunem așa, dacă ar exista lucrul acesta, nu sunt neapărat jucători pe mize mari. Da, 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 și asta este foarte bine, că nu joacă sume uriașe. Uite, chiar asta, chestia asta chiar îmi place, că nu știu mulți pariori degenerați la pariuri sportive, cum sunt de pildă la ruletă. Da. Sau la blackjack, la păcănele. La pariuri sunt cunoști povești catastrofale despre pariori care au pierdut sume uriașe și au rămas pe drumuri? Probabil că orice, dar nu prea știu multe. Mai apar din când în când povești de genul ăsta, dar eu cred că, ți-am spus, pariurile nu sunt...
neapărat cele care dau dependențe din astea groaznice, știi, să-ți pierzi casa, să-ți pierzi familia și așa mai departe. Eu cred că mai degrabă din zona cazinourilor, știi, apar probleme de genul ăsta. Cred că procentual sunt mult mai puțini care ajung în situații din astea complicate din zona pariurilor. Dar sunt cu siguranță și din zona pariurilor, pentru că fiecare are câte o, nu știu, păsărică pe creier și la unii păsărica aia e legată de pariuri. Da, da, da. Dar eu așa am mai citit, am mai auzit povești de genul ăsta, cea mai ciudată și nu chiar foarte tristă poveste pe care am auzit-o și pe care am cunoscut-o eu personal, de fapt, a fost cu băiatul de la undeva pe lângă Pitești locuia, nu mai mi-aduc aminte exact unde, lucra chiar la Dacia și la uzinele Dacia și s-a despărțit de iubită și de supărare a luat salariu când i-a venit ziua de la salariu, probabil în apropierea evenimentului. Și toți banii i-a pus la pariuri pe o cotă din aia foarte mică, gen 101, 102, 105. I-a pus acolo, a zis, bă, ce o fi, și a câștigat. După care a luat din nou și a mai pus încă o dată, și încă o dată, și încă o dată, a ajuns de la 14 milioane să câștige, avea un miliard. Wow! Da, am aflat povestea lui, m-am dus, l-am cunoscut, am fost acolo la el, nu îmi scapă orașul, din păcate, nu mi-aduc aminte. Eu fiind reporter atunci, eram la Gazeta Sporturilor, am plecat acolo să fac un interviu cu el și mi-am spus exact ce spun tuturor. Băi, scoate acum. Acum a zis scoți. Și a zis, da, ne stai liniștit, vină încoace, să vezi că, uite, meciul ăsta pun 400 de milioane pe el. Și aolo, când am auzit, mi s-a făcut rău. Jesus! Eu ți-am zis, eu care pun 500 de mii, știi, 50 de lei pe un meci maximum. Un bilet. Mamă, deci el punea 10.000 de dolari pe un meci. Da. Că vină cu acea, uite, să-ți arăt meciul ăsta, că nu știu ce. Mamă, ce să mai mi-arate, că nu vreau nici să mă uit. Nu, Dane, vină cu acea să-ți arăt. M-a dus, mi-a arătat, a făcut pariu 400 de milioane în fața mea. I-a ieșit pariu. Eu am plecat acasă, m-am dus, am scris articolul la București și am ținut legătura cu el. La un moment dat, după ceva vreme însemnând o săptămână sau ceva de genul ăsta, pierduse toți banii. Da, din fericire apucase să se scoată, l-a rugat taicăsul că îi trebuia să renoveze ceva pe în casă, știi? Și ăsta a scos mai mulți bani decât i-a cerut taicăsul și a renovat întreaga casă a părinților. Restul i-a pierdut pe toți. Mă, ce să zic, ce poveste interesantă, incredibil. Da, deci omul era foarte supărat de pierderea asta. Deci el alea 400 de milioane a luat înapoi pe astea 20, cam așa, sau ceva de genul. Da, o cotă de 1,03, 1,05, ceva de genul ăsta, nici măcar 10%. Mai, și ce spune? Da. Asta e că e bătută în cuie, e sigură. Nici. Păi da. Mm-hmm. Și mi-aduc aminte ultimii bani pe care mai avea gen 200 de milioane sau ceva de genul ăsta, i-a pus pe un meci pe o cotă mare, pe 1,80. Juca Bihorul cu FC Argeș sau ceva de genul ăsta, era un meci pe Liga 2. Da, la recuperare a pus. Așa, și atunci a pus pe toți pe echipa lui, că auzise că nu știu ce aranjamente sunt acolo sau ceva de genul ăsta. Și culmea că n-a ieșit pariu și a pierdut și pe aia. Dar nu era foarte deprimat omul, pentru că a fost întreaga conjunctură, știi, în care el a jucat de nervi, de, mă rog, din diferite motive, știi? Nu era foarte dărâmat, știi? Dar uite, așa aveam, de exemplu, un vecin în bloc care juca și la pariuri, juca și la casino, zice, la ruletă. Și omul era senzațional. Mă uitam la el așa, știi? Mă uitam, venea, da, ne uitai să arăt ce bilet am făcut, nu știu. După aia venea, am pierdut la un meci, vin cu acest să arăt. Alte ori câștiga sume mari. Se ducea la casino. Mă uitam la el, Dani, hai să mergem să băgăm la ruletă. Eu mai băgam, da, așa, gen 10 lei unde în zilele noastre, banii de acum. Și el juca acolo, se ducea de la 10 lei, 20 de lei, 50 de lei, ajunsese la un moment dat, avea 400 de milioane câștigați la ruletă. Și i-a pierdut la loc, nici măcar nu i-a scos. Deci nici măcar nu i-a scos, să-i aibă în buzunar și după aia să-i bage să-i pierdă, să-i simtă în buzunar, știi? El vrea 800, aici era problema. Da, și dacă avea 800, a doua zi ar fi vrut altceva, știi? Tot așa, da. Da. Mi-aduc aminte o chestie și cu asta închei cu amintirile, o poveste senzațională legată de treaba asta. Eu am făcut psihologie și aveam profesor de psihologie socială, parcă, care ne spunea că întotdeauna dorințele sunt legate de statutul social.
Adică cu cât ești mai sus în societate, cu atât îți dorești chestii mai elevate, să spunem așa. Și la un moment dat mă pregăteam să plec unde lucram în altă parte atunci, aveam serviciu în altă parte și înainte de plecare ne-am oprit să mai fumăm o țigară la poartă. Alături era un șantier, era iarnă, era cam ca acum vremea, știi? Era un șantier și cum stăteam acolo am auzit pe muncitorii aia, vorbeau înainte să plece acasă, zice inginerul, hai, cine rămâne în seara asta să păzească, să păzească utilajele? Că îi dau dublu. Și unul dintre ei, șeful, mai era unul, doi care ar fi vrut și ei, l-a ales pe ăla care era mai entuziast și ăla nu mai putea de fericire că îl lasă, știi? Și l-am întrebat pe ăla, zic, bă, nene, dar unde dormi? Adică unde stai? Și că mă bag în tractor acolo, stau, închid ușile și stau acolo toată noaptea, știi? E, asta e situația, știi, pentru el era o mare bucurie, o mare realizare că a reușit să prindă chestia asta. Întotdeauna, în funcție de statutul social, fiecare ne dorim anumite lucruri. Adică atât de săracul de el. Încât suntem exact dresați, știi? Nu e săracul de el sau săracul de noi, săracii de noi până la urmă. Da. Pentru că și noi suntem dresați exact la fel ca el. Știi? Că dacă el mănâncă parizeri și noi ne ducem și ne luăm micre, știi? Și te uiți la parizerul lui, zice, ăla mănâncă parizeri, ce urât miroase, știi? Ce, nu știu ce. Da, dar să știi că există și plăcerea micilor, micilor aspirații, micilor. Mi-amintesc cât de... Mă gândesc cu nostalgie la perioada... Bă, eu nu zic că ar fi ceva rău. La perioada în care aveam probleme mici, nu probleme mari. Corect. Știi, așa cu nostalgie. Corect, dar în perioada aia problemele mici erau de fapt probleme mari. Exact. Iar probleme mari de acum ar putea fi probleme mici într-o, Doamne ferește, într-o altă... Da, eu asta sper și mereu când mi se întâmplă ceva rău îmi amintesc că în realitate chestiile aparent rele din trecutul meu mi-au folosit. Da, asta filozofic judecând așa, dar dacă judești cu... Eu știu, cu buzunarul sau cu inima, dacă o întrebi, s-ar putea să nu-ți dea același răspuns. Da, e vorba aia de la poker, un începător și un profesionist se întâlnesc la masa de poker, profesionistul pleacă cu banii, începătorul cu experiența. Da, corect. Așa, în ce privește actualitatea săptămânii astea, ce s-a mai întâmplat, ce se întâmplă, ce o să se mai întâmple, la final, așa. Păi, foarte. Iulian, uite, am făcut special pentru tine, știi, ca să te distrez un pic. Am făcut un tur al câștigurilor din ultima vreme și o să spun cine a mai câștigat la pariuri. Ai auzit de Adrian Copilul Minune, probabil? Am auzit, da. Fii atent, a pus 2000 de lei și a câștigat 7417 lei. A jucat două meciuri, a pariat pe ele, 2000 de lei, a avut cota 3,89. Dar de unde știi? Păi am găsit în presă, am căutat înainte. M-am deci el își dă publice chestiile astea? Așa? Se laudă când câștigi, întotdeauna vorbești. Când pierzi, stai din gură, știi? Deci putem calcula cam câți bani pierde Adrian ăsta bine, la pariuri în funcție de săptămânile în care n-a zis nimic. Adevărat, în care nu se aude nicio vorbă. Da, adică... Dar asta e variabilă la toți pariurii, să știi. Din 52 de săptămâni face Caterinca 2 săptămâni, deci 50 pierde. 50 pierde ori 2000 de lei, 100.000 de lei pe an. Ce vorbești că el bagă un botez și și-a scos banii? Adică, atât pierde adișor. Da, dar banii ăștia de ajuns să scoată un tril mai înalt la o nuntă și îi aruncă deja bani pe el. Bagă un botez și s-a scos. Așa, hai să zic mai departe. Fii atent, Marian Aliuță, fostul fotbalist, juca pe la Steaua, pe la Rapid, a pus 100 de lei pe un bilet cu 11 meciuri și a câștigat 42.000 de lei. Mamă! 10.000 de euro, aproape, 100 de lei. Mamă, deci fotbalist. A făcut un bilet de la combinat, nu? În care trebuiau să se îndeplinească mai multe condiții ca să... Da, mai multe meciuri a pus pe ele și trebuiau să iasă toate ca să câștige suma asta mare. Da. Tare vroiam eu să te întreb, dar uite, nu mai avem timp în episodul ăsta, o să te întreb în cel următor. Cum e cu meciurile aranjate? Cum e cu tentația asta uriașă a jucătorilor de fotbal să câștige bani de la pariuri? E interesant. Trebuie să-ți povestesc neapărat săptămâna viitoare niște chestii foarte tari. Da. Hai să-ți mai zic că mai am câțiva câștigători. Da. Rudi Stănescu, fostul mare handbalist, acum e un mic handbalist, mi se pare că e destul de bătrân, joacă pe undeva, la o echipă de asta mai mică. Ce crezi? El a câștigat la pariuri și a făcut case de pariuri.
Și are vreo 70 și, ia să vedem, peste 70 de case de pariurere. Peste wow! 70 de agenții. Înregistrat la ONJN, tot cum da, se numește? Da. Rudy Bet? Da. Mă, uite, nu scrie aici, nu știu cum. Da, pare. Incredibil. Uite, vezi, s-a prins omul cam cum poate să câștige la pariuri. Exact. Bine, el joacă, zice că nu are oferte în ofertă meciurile la care joacă. Joacă la HC Dobrogea Sud. Probabil că e o echipă mică, eu n-am auzit de ea până acum. Așa, și mai am încă vreo două, hai să zic repede, Mircea Badea, știi pe Mircea Badea de la televizor, de la antenă? Tractoristul, da. Așa, a câștigat și el, a pus 5.000 de lei și a scos profit 2.000 de euro. Fii atent, deci a câștigat aproape 10.000 de lei. Are bani, era incredibil. Are, păi da, normal că are. Și bineînțeles că a apărut după aia să se laude pe aici pe acolo, cum se laude el. Și mai am încă unul, primarul din Calafat, asta e mai veche, care a câștigat pe 4 bilete diferite 240.000 de lei. Da, de asta am auzit și 4 miliarde de lei. De domn primare. Da, cu 50 de lei, știi? Fii atent, asta e senzațional. A pariat 50 de lei, de 10 euro a pariat. Și a luat 2,4 miliarde de lei vechi. Băi, frate, dar mă gândesc că totuși mă la Badea în continuare. Dacă el a pus 5.000 de lei, înseamnă că pierde 250.000 de lei pe an? Cam așa. Cred că mai și pierde. Mi-aduc aminte că la un moment dat pierduse. Eu făceam emisiune, el avea emisiune înaintea mea și eu eram și eu la antenă atunci, eram la GSP TV. Și avea emisiune înaintea mea și după aia urmam eu, știi? Și ne întâlneam mereu. El când ieșea, eu mă pregăteam să intru. Și la un moment dat, tot așa, pierduse un bilet, era supărat și am făcut eu mișto de el, zic că uite că dacă nu ne-a întrebat pe noi că avem emisiunea, putea să stea de vorbă cu noi să ne întrebe. Și după aia, nu știu, s-a supărat el pe noi, a comentat ceva. Nu mai mi-aduc aminte, poveste veche de acum vreo 10 ani, ceva de genul ăsta. Da, așa face și spală rufile la, pe micul ecran. Da. Da, o persoană cu mai îndoielnic, așa, cu caracter mai îndoielnic, dar asta e. Da, nu vreau să-mi stric ziua gândindu-mă la Mircea Badea. Corect. Păi cam asta a fost emisiunea de astăzi. Iulian, cum stăm cu pokerul? Ce turnee mai avem de poker? Păi mai este EPT Praga, băieți, care începe pe 8, a început pe 8, se termină pe 19 și ăsta e cel mai mare festival de poker al sfârșitului de an, EPT Praga. Acolo se adună foarte multe turnee care sunt încununate de main event-ul EPT și high rollerele la turneile pe sume foarte mari, unde vin jucători extraordinar de buni. Și vreau să vă anunț pe această cale să mă căutați. Așa. Să mă căutați pe internet, să mergeți pe holdem.ro sau pe Poker News și să ajungeți pe pagina de live stream EPT, pentru că finalele a două high rollere și finala main eventului vor fi comentate în limba română cu cărțile la vedere și vor fi comentate de mine împreună cu alți jucători profesioniști de poker care vor veni cu expertiza lor tehnică și vom discuta cu grijă și cu multe sfaturi bune pentru începători situațiile de la cele două mese la orele 13 pe 12 și 13 decembrie și pe 18 și 19 decembrie vor fi finale comentate. Ia să văd. Ce înseamnă 12-13? E nemaipomenit pentru că oamenii ar trebui să urmărească chestiile astea. Sunt și spectaculoase, nu doar tehnic, așa vorbind, avem de învățat din ele, dar și spectaculoase până la urmă, pentru că o să vedeți niște chestii la care cu siguranță nu vă așteptați, iar jocul de poker este un joc extraordinar de captivant. 12-13 este luni marți, săptămâna viitoare, și 18-19 este duminică-luni, duminica viitoare. Uhum. 19 e ziua cea mare în care masa finală a main eventului EPT. În schimb, cine vrea să vadă poker de foarte mare calitate, jucat de jucători buni profesioniști, poker din care se poate învăța ceva interesant și activ și violent și aventuros și în toate felurile, pe 12 și pe 13 avem două finale de high roller. Acolo sunt cei mai buni jucători, luni și marți. Bateți și voi pe net, EPT Praga, live stream, căutați-l și pe Iulian Dorofei, limba română și așa mai departe, o să exact. Ajungeți. Dar în principiu e o pagină pe holdem.ro unde se află acest stream, acolo va trebui să ajungeți. Este și chat,
putem și vorbi în direct și cine știe, oare o să fie și ceva premii, am să întreb, că nu știu sigur. Am mai dat din când în când concursuri în chat, în direct și cu premii. Să vedem ce o să fie. Eu pe vremuri când eram la Gazeta Sporturilor, aveam și noi acolo un site de pariuri și foarte mulți dintre pariuri s-au obișnuit să intre și pe la poker, mai ales că și acolo sunt bonusuri și acolo sunt fel de lucruri atractive pentru începători, că pentru un începător în primele lui mâini va pierde, asta e adevărul, nu câștigi ca începător. Ca începător îți capeți experiență și... Mai și câștigi, dă-i dragi începători, că am luat bătăi de la începătorii ăștia... Așa, mai și câștigi, dar ideea să scoți banii repede, că dacă ții acolo clar ce se va întâmpla. E bine, pe site-ul nostru, pe pariuri1x2.ro, o să găsiți, prieteni, multe astfel de oportunități de a vă familiariza cu pokerul prin site-urile noastre partenere. Unibet și toate celelalte au și jocul de poker prin ofertă. Cam asta a fost emisiunea de astăzi. Sper că v-ați distrat, sper că v-a folosit la ceva și sper că ne veți urmări și data viitoare. Până atunci, Dan Băra și Iulian Doroftei, vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați ascultat și vă așteptăm din nou cu zâmbetul pe buze, pentru că ați câștigat, sunt convins, la pariuri. Toate cele bune, prieteni!